Irresponsabilitatea guvernelor de la Chișinău a făcut deja sute de victime, dar cel mai grav va continua să decide negativ și alte destine. Semnalul de alarmă a fost dat de directoarea Institutului Oncologic Larisa Catrinici în cadrul emisiunii Puterea a Patra de la postul nostru de televiziune, unde aceasta a mai precizat că din 2014 autoritățile noastre evită să deschidă un centru de transplant cu celule stem. Am făcut studiu de vizibilitate pentru care s-au alocat surse. Am făcut studiu de proiectare care deja este. Avem persoane instruite în acest domeniu. Costurile sunt mari și atunci tot s-a amânat acest centru de transplant de 6 ani încoace, dar vreau să vă zic că tot una țara a urmat să ia această decizie, fiindcă... Dar ce înseamnă costuri mari? Deci 50 de milioane este estimat proiect. 50 de milioane de ce? De lei. Dar vreau adică să... noi construim arene Chișinău și că jucăm basket, și noi nu avem 50 de milioane de lei pentru centrul transplant? Mai mult, Larisa Catrinici a mai menționat că în lupta pentru salvarea de vieți omenește o problemă mare rămâne și legislația în vigoare. Astăzi eu, ca să procur un medicament, eu urmează să merg prin licitație și achiziție. Centrul de transplant presupune că dacă în 5 minute am apreciat că eu am nevoie de medicamentele ABCD, eu în timp de o oră trebuie să le asigur. Deci este necesar de modificat o mulțime de documente legislative aici în Republica Moldova pentru a asigura accesul rapid la, în continuu, asigura acest bolnav care primește transplantul. În lupta cu cancerul, pentru mulți bolnavi, un centru de transplant cu celule stem este unica șansă de vindecare. Rușinos este că, deși suntem în 2020, Moldova nu are încă acest centru și există șanse mari ca el să nu apară nici în următorii ani.